Știrile continuă valul de rachete lansat de Hamas spre Tel Aviv. Spițuțim. Este cel mai puternic bombardament Hamas asupra Israelului de la începutul conflictului. O rachetă palestiniană lansată în timpul luptelor a căzut lângă o autostradă din centrul țării. Potrivit imaginilor de pe rețelele de socializare, sistemul Iron Dome funcționează la capacitate maximă. Începând cu 7 octombrie, aceste atacuri au devenit o obișnuință în Israel. Însă majoritatea rachetelor sunt interceptate de sistemul israelian.